De patru ani, parcul auto al serviciului de ambulanță Pocșan nu a mai primit nicio mașină nouă, iar unele autosanitare au și 800.000 de kilometri la bord. Problema noastră numărul 1 este parcul auto. Acesta este învechit, multe mașini sunt uzate moral și încercăm să le menținem în us cu mare eforturi, însă nu este suficient pentru buna desfășurare a activității noastre, a declarat doctor Vitalie Petrișor, director al serviciului de ambulanță Vrancea. Din cele 41 de mașini aflate în dotarea unității, o parte sunt fabricate în anul 2001 și au peste 600.000 de kilometri rulați, iar o altă parte sunt fabricate în 2007 sau 2008 și au în medie 500-600.000 de kilometri la bord. Doar 3 dintre mașinile care ar trebui să salveze vieți sunt fabricate în 2014, însă ele au ajuns deja la un rulaj de 350.000 de kilometri. În mod normal, după media europeană, ele ar trebui să fie deja casate. Serviciul de ambulanță Vrancea se confruntă și cu un deficit de personal cu studii superioare. În momentul de față, în cadrul instituției, sunt încadrați 4 medici, 4 asistenți medicali cu studii superioare și 99 de asistenți cu studii medii. Pentru a funcționa optim, instituția ar trebui să aibă cel puțin 12 medici.